versetul 21 până la 23. Și la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Amin. Amin. Rog să ocupați loc. Duminica trecută ne-am privit în pasajul de la versetul 22 până la 25. Pentru că a fost cina Domnului. Dar ultima dată când am predicat probabil în primăvară sau în vară, din pasajul de dinainte, am aflat că Petru îi cheamă pe credincioși la o purtare demnă de noul statut de copii al lui Dumnezeu. Însă chemarea de a împlini voia lui Dumnezeu nu era așa o chemare, o supunere oarbă de a împlini niște porunci seci, ci era o ascultare izvorâtă din dorința liberă a unei naturi noi, înnoite prin Duhul lui Dumnezeu. În același pasaj, Petru i-a chemat pe credincioși la o purtare cu vigilență, la o purtare cu excelență, la o purtare cu supunere, cu responsabilitate și cu frică. Dar ca să poți convinge pe cineva că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru el, mai ales cum o să vedem în pasajul de astăzi, că Dumnezeu cheamă la suferință, cheamă la sfințenie, cheamă la supunere, îți trebuie motivații solide dincolo de rostirea unor porunci seci. Fă asta, asta sau asta. Cei care sunt părinți, mai ales părinții, că cei care au copii mari au uitat. Dacă au copii mici, acum știu că cea mai frecventă întrebare, atunci când le spui copiilor să facă un lucru, sau că au voie, că n-au voie, nu face asta, asta ce? Răspund copiii. De ce? De ce, probabil, este întrebarea cea mai des rostită de un copil? De ce? Nu pune mâna pe sopă, nu umbla cu cuțitul, nu sări de la un kilometru în prăpastie, nu face cu tare lucru sau... De ce? Îți trebuie motivații. Când suntem chemați la ceva care cere un preț, vrem să știm dacă a mai făcut cineva lucrul acela. Vrem să știm de ce ne cheamă Dumnezeu la un astfel de lucru. Petru a intuit această mentalitate umană, de fapt, doar copilărească, de aceea a găsit motivația supremă care să ne determine să acceptăm, să trăim așa cum ne cere El. Când Dumnezeu ne cere să ascultăm de El. Când Dumnezeu ne cere să umblăm în sfințenie, să trăim în supunere, să suportăm suferința. Acestea, dragii mei, nu sunt pretenții absurde, ciudate. Dimpotrivă, toate acestea au fost experimentate înaintea noastră, de către Domnul Iisus Hristos. Aflăm din versetul 21. Ce zice Petru? După ce motivează pe cei care sunt slugi, care sunt angajați, dar fiecare om în ultimă instanță este chemat să se supune unui, oricum toți trebuie să ne supunem cuiva. Da? Și el spune, la aceasta ați fost chemați. Pentru că Iisus Hristos v-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele sale. Expresia originală pentru pildă mi-a atras oarecum atenția pentru că este un cuvânt unic folosit în întreg Noul Testament, nefolosit nici într-o altă parte. Cuvântul respectiv pentru pildă este hupogramos. Și înseamnă a scrie dedesubt. Aceasta și vă explic de la ce vine acest hupogramos. Probabil până astăzi s-a perpetuat acest sistem prin care profesorul sau învățătorul, dacă vreți, scria un text sau desena. Făcea un desen pe tablă. Și apoi elevul trebuia să-l scrie și zicea, fă ce am făcut eu. Fie că era vorba de desen, fie că era vorba de acel text. Și sub desenul sau textul scris de învățător, de profesor, elevul trebuia să reproducă ceea ce a făcut profesorul lui. În termenii de astăzi,
Exercițiul se numește transcriere sau copiere. Prin urmare, ne spune Petru, Iisus Hristos a suferit, ascultat și a fost supus aici pe pământ pentru ca noi să-L imităm întocmai. Viața trăită în lumea noastră a fost un hupogramos care trebuie reprodus cu fidelitate. Viața trăită de El, viața lui Hristos este o scrisoare vie care trebuie copiată întocmai de cei care pretind că sunt urmașii Lui. Viața lui Hristos este desenul, dacă vreți, care trebuie reprodus cu acuratețe de toți urmașii Lui. Și Petru urmează să pună în fața destinatarilor săi exemplul vieții Domnului Iisus, precum și moartea Lui înlocuitoare. La ce înseamnă moartea Lui, la beneficiile crucii, ne-am uitat duminica trecută. Vreau să vă spun că exemplul de viața Domnului Iisus și moartea Lui sunt realități complementare. Nici una fără cealaltă nu este Evanghelie. Viața lui Hristos ca exemplu n-ar însemna nimic fără substituirea prin moarte. De ce? Pentru că deja mai se spune, imitați-L pe Hristos, că dacă n-ar fi Hristos, n-ar fi murit Hristos pentru noi să înnoiască viața, să ne dea putere să trăim o viață nouă, n-am putea face lucrul acesta. Ar fi un exemplu numai așa, ca și o țintă care nu poate fi atinsă niciodată. Dacă moartea înlocuitoare a lui Hristos ar deveni inutilă pentru noi, dacă odată înnoiți, noi nu ne-am angajat să trăim o viață nouă. Că odată ce Hristos a murit și ne-a dat putere, suntem chemați implicit să trăim o viață ca și viața Lui. Am mai spus, mi se pare potrivit aici, am citit o întâmplare din viața marelui compozitor norvegian Grieg. Că era într-un hotel din Oslo și la un moment dat, dintr-una dintre camerele hotelului, a auzit o muzică, una dintre piesele lui, interpretată la pian într-un mod cu totul excepțional. Asta și-a ascultat cu atenție până s-a dus căutând pe Google de unde vine melodia. Și după ce melodia s-a terminat, a bătut la ușa aceea și a deschis doamna care cântase la pian. A felicitat-o. Femeia l-a recunoscut cine este și a spus, Doamnă, felicitările mele. Așa trebuie interpretată piesa aceasta. Dragii mei, a venit Iisus Hristos în lumea noastră. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și s-a uitat înspre viața Domnului Iisus Hristos. Înspre viața Fiului Lui. Gândiți-vă la cuvintele când a spus, acesta este Fiul meu. De El să ascultați. În El îmi găsesc toată plăcerea. Și a rostit cuvintele, așa trebuie trăită viața aceasta. Ne-a lăsat un model Domnul Iisus Hristos aici pe pământ. Dincolo moartea Lui, care este cea mai importantă, pentru că aceasta ne dă posibilitatea să avem trecutul șters, păcatele iertate, puterea să trăim o viață nouă și să trăim o viață ca și viața Lui, să ne uităm la El. Și tot ce scrie marele nostru profesor, Domnul Iisus Hristos, pe tablă, până acum, așa trebuie trăită viața. Așa cum am trăit-o eu, ne spune Domnul Iisus. Și ne cheamă pe fiecare să trăim în același fel. Domnul să ne ajute. Sigur că nu pot să nu mă întreb. Și trebuie să ne întrebăm fiecare oară ce notă am primit din partea lui Dumnezeu la capitolul transcriere. Adică cu câtă fidelitate ai reușit până astăzi, tu care pretinzi că ești copil al lui Dumnezeu, să imiți, să copiezi viața lui Iisus Hristos. Cu câtă fidelitate suntem în stare să-i reproducem viața. Sigur că noi trebuie să limităm pe Hristos în toate domeniile. Dar aici, în textul pe care l-am citit, Petru reproduce câteva domenii cu privire la care, dacă voi sunteți oameni ca și mine, ne dăm seama că sunt printre cele mai grele domenii în care să limităm pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să începem să ne uităm la ele. În primul rând, este exemplul suferinței. Spune Petru în versetul 21, la aceasta ați fost chemați. Mai întâi vorbise despre, eu n-am citit aceste versete, dar le spune slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, numai celor ce sunt buni și plâns și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare? Să fiți spălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine,
lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Zice că fratele Dorin a condus programul bine. Și acum ai un loc să-l felicit, sigur, să-l felicit. Păi îi dau două plăci. Eu nu o să-i dau, nu știu dacă el a fi gata să rapte. Dar în inima lui el ar putea să nu se întrebe. Mi se face o nedreptate. Ei, de multe ori noi luăm plăni în viața aceasta când am făcut bine. Când am făcut rău, spune Petru, ăla e cam pe meritate. Stai cu gura închisă. Dar când faci bine să-ți iei rău, ei, spune Petru, la aceasta ați fost chemați. Căci și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Hristos a lăsat prin viața Lui un model de suferință. Ma, suferința Lui, spre deosebire de noi, a fost o suferință în totalitate nemeritată, nedreaptă. Corect sau? Sigur că da. Dacă în cazul oamenilor poate exista suferință cauzată de păcatele și neascultarea noastră, Iisus Hristos este exemplul de suferință care a fost nevinovat cât la sută? 100%. Deși, și imediat o să vedem versetele. Deci Hristos n-a meritat suferința, El a știut să accepte suferința în viața Lui. Dar nu numai că El a știut să accepte suferința, ci mai mult decât acceptarea ei, Hristos a știut să o transforme într-o acțiune productivă. Asta spune versetul 24, pe care l-am văzut duminica trecută. Și anume, prin rănile Lui ați fost vindecați. Ați fost tămăduiți. Deci, suferința poate căpăta forme extrem de variate în viața noastră. Sigur că de regulă noi ne gândim la boală, dar nu numai atâta. Suferința, aici pe Pământ, atinge diverse forme. Putem experimenta suferința pe nedrept, despre care am spus ceva înainte. Suferința pentru alții, spune Petru, cum a suferit Hristos. Nu merita El, dar a suferit pentru alții. Poți să suferi din cauza altora. Ești în familie. Cineva ia o decizie greșită sau se comportă ca un sărit după fix. Și tu suporți acele lucruri sau face ceva. Le suporți și tu dacă unul calcă strâmb sau cine știe ce face. Suferința pentru credință. Suferința pentru bine. E făcut un bine și în loc să ziei bine, ziei rău. Suferința în slujirea creștină. Suferința în boli, în necaz. Suferința în singurătate. Persoanele singure ar ști să ne spună că chiar dacă noi cu palme, totuși singurătatea doare. Uneori chiar îți vine să urli când ești singur. De asemenea, suferința pentru pierderea cuiva dragă. Și sunt multe alte lucruri și rău aici. Însă vreau să vă spun că Iisus Hristos a experimentat toate aceste feluri de suferință, ba mai, chiar mai mult. Sunt lucruri pe care nici nu le putem în mod normal să le experimentăm. Suferința și agonia morții. Suferința încărcării cu păcatele lumii. Nu o să poți lua păcatele lumii asupra. Dar să vezi ce înseamnă suferința aceea. Sau suferința despărțirii de Tatăl. Astea le poți. Și a morții și a despărțirii dacă nu te împaci cu Dumnezeu. Dar El le-a gustat. Le-a luat asupra Lui. Însă, El a suportat suferința. El n-a ocolit suferința, ci a suferit tot ceea ce a fost dat să sufere cu acceptare și demnitate. Pentru cei care sunteți mai sceptici, vă dau și versete. Evrei 2:9. Din pricina încurunată, îl vedem cu slavă și cinste, spune, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prea Lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care a pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta Lui Dumnezeu. Isaia 53:4, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Sau în Luca 22:44, când aflăm că în grădina Ghețimani a ajuns într-un chip ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și multe alte versete, dar acestea cred că sunt suficiente ca să aducă, să sprijinească ideea că Iisus Hristos a suferit. Credincioșii trebuie să priceapă că pentru ei suferința nu este o povară sau o cruce. Eu pe predicator iau. De parcă n-am citit aceeași Biblie. Încă suferința ar fi o povară sau o cruce. Uitați-vă, rog, ce spune Biblia. Uitați-vă în versetul 21. Știți ce spune Petru?
La aceasta ați fost chemați. Prin urmare, afli din Biblie, spre surprinderea ta. Și lucrul acesta, să nu trebuie să ne prefacem. Că nu vă place vouă, așa că cum nu-mi place nici mie. Dar asta scrie Biblia. Că aceasta nu este o povară sau o cruce, ci este o chemare. Adică suferința nu este ceva ce se întâmplă în mod accidental în viața noastră, un lucru neavenit. Eu știu că într-un secol în care noi împingem, încercăm să împingem perioada aceasta de supraviețuire, să zicem. Deși specialiștii au constatat în ultima instanță că reușim să prelungim viața, dar nu reușim să prelungim și plăcerea vieții. Bolile nu sunt mai puține, sunt mai multe. Într-o lume în care suntem pentru orice obișnuit să mergem la medic, să plângem, nu știu ce, pentru absolut orice. Noi ne ferim de ideea de suferință. Însă este afirmația Scripturii că noi am fost chemați la suferință. Cel puțin aici pe pământ. Vine o zi în care pentru cine n-a trăit și n-a crezut așa, numai atunci începe suferința adevărată. Așa după cum pentru cei care acceptă voia lui Dumnezeu, în ziua aceea s-a terminat cu suferința pentru cât? O lună, doi ani, 100 de ani. Pentru cât? Aleluia! Pentru veșnicie! Perspectiva ta cu privire la nedreptate. Și aceasta este o formă de suferință. Nedreptate. La suferință și necaz nu se va schimba până nu pricepi că ai fost chemat la acestea. Toți credincioșii sunt chemați să se sufere cu Hristos înainte de a fi părtași cu El la gloria Cerului. Cu alte cuvinte, coroana din cer, coroana de... De ce? Să fie coroana. De nestemate. De ce? Dumnezeu știe cumneva. Face coroana, dar ea este anticipată de coroana de spini, de pe pământ. Și acum eu vă citesc versetele, că Biblia, n-am vorbit de capul meu. Uitați ce spune Pavel în Romani 8:17. Bănuim în varianta în care credeți că știa de capul lui ce zice. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ale Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Așa scrie acolo. Da sau nu? Da. Bun. Tesaloniceni 3:3-4. Nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri. Le zice Pavel celor din Tesalonic. Că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Ziceți un sinonim pentru rânduiți. Destinați. Destinați. La ce? La necazuri. Aici pe pământ. Domnul Iisus a spus, în lumea mea o să aveți necazuri. Fapte 14:22. Pavel le întărea sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin două, trei necazuri. Prin multe necazuri. Vedeți, asta spune Biblia. Dar dacă trăiești cu mentalitatea aceasta că trebuie să te ferești de orice, să trăiești într-un, dacă se poate, undeva izolat, într-un glob de sticlă sau de ce vrei tu, să nu te atingă nimic, am sorry, nu, aceasta este părerea Cuvântului lui Dumnezeu. Suferința este inevitabilă pentru creștini. Știți de ce? În primul rând, pentru că principiile lui Dumnezeu sunt în conflict cu principiile lumii păcătoase. Iar când acestea interacționează, cineva are întotdeauna de suferit. Și acesta este copilul lui Dumnezeu. Și te izbit, poate dacă vrei să trăiești curat într-o lume stricată, te izbești în fiecare zi cu această formă de suferință. Că tu vrei să fii drept. Tu vrei să spui adevărul. Tu vrei să zici, da, nu vrei să minți. Nu vrei să furi. Nu vrei să te comporți de cinstit. Nu vrei să fii pajocoritor. Și te lovești cu aceste forme de suferință pentru că ți se întoarce altfel. Și ești surprins. Dar n-ar trebui să fii. Pentru că preocuparea majoră n-ar trebui să fie pentru un creștin evitarea suferinței. Sau fuga de ea. Ci mai degrabă, spune Petru, grija permanentă ca să nu suferim din cauza noastră. Și să nu suferim ca urmare a răului produs de noi. Să nu fie vorba despre o suferință pe care noi am provocat-o. Apoi zice, meditați. În schimb, când suferința este pe nedrept, când suferința este ca urmare a credinței noastre ferme în Dumnezeu,
când suferim datorită principiilor ancorate în Cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune Petru? De două ori spune lucrul acesta. Și în versetul să vedem. Unde spune că este un lucru plăcut. În versetul 20. Da? Versetul 20. Lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în original cuvântul este loc de plăcut, este haris, adică har. Lucrul acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Atunci când se întâmplă pe nedrept. Paradoxal, Scriptura afirmă că accesul la astfel de suferință este un har de la Domnul. Cum este posibil așa ceva? Pentru că nu oricui i s-a oferit harul de a suferi pe nedrept. De a suferi din cauza cuvântului. Gândește-te că acesta este harul la care au avut acces martirii. Și ei, pe nedrept, nu? Este harul la care au avut acces prorocii și apostolii Domnului. Acum, la rândul nostru, frați și surori, suntem invitați să transcriem, să imităm viața de suferință a Domnului. Acel hipocramos, Domnul Iisus Hristos a zis, uite așa se trece de viață. Suportând nedreptățile, acceptând cu stoicism, cu har, ca un har din partea Domnului, nedreptățile, mizeriile cu care te întâlnești în viața de aici. Durerile, necazurile unei lumi de aici. El a fost un exemplu de suferință și ne cheamă să limităm. Domnul să ne ajute. Amin. Al doilea, versetul 22. Citiți-mi-l voi, vă rog. Corect. Afirmația din versetul 22 este spusă pentru a scoate în evidență că suferința suportată de Domnul Iisus a fost o suferință pe nedrept. Din moment ce n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Cu toate că era pe deplin nevinovat, Hristos a acceptat suferința. Însă, în același timp, versetul ne descoperă caracterul desăvârșit al lui Iisus Hristos. Și anume faptul că El a fost fără păcat. Isaia 53:9. Groapa Lui a fost pusă cu cei răi, mormântul la un loc cu cel bogat măcar, că nu săvârșise nicio nelegiuire. Și nu s-a găsit niciun vicleșug în gura Lui. 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim deprinderea Lui Dumnezeu în El. Evrei 4:15. N-a avut un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Adică a fost ispitit, să fie ispitit lui păcat, să cazi în ispită este păcat. Hristos n-a avut niciun păcat. Evrei 7:26. Un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. 1 Ioan 3:5. Hristos a arătat să ia păcatele și în El nu este păcat. Până și Iuda a recunoscut, în Matei 27:4, că zice, am păcătuit, că am vândut sânge nevinovat. Pilat, de asemenea, da? Ce a făcut, n-a făcut, sunt nevinovat de sângele de prietenul acestea, spune el în Matei 27:24, treaba voastră. Ioan 8:46, Hristos însuși, cine poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul pentru ce nu mă credeți. Deci viața de sfințenie a Domnului Iisus a fost și ea un hipogramos. O implicare a faptului că El ne cere. Am trăit o viață de sfințenie, acum vreau să trăiți și voi la fel. Transcrieți viața mea de sfințenie, ne spune Domnul. Imitați-o. Exact în măsura în care suntem chemați să luăm modelul Lui de suferință, suntem chemați să copiem viața Lui de sfințenie. Spune Pavel în Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Petru, capitolul 1, spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, pentru că este scris în sfinți, că eu sunt sfânt, zice Domnul. În Matei 11:29, Hristos ce zboați, învățați de la mine, că eu sunt plân și smerit cu inima. Sau Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, spune Pavel, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Acum, este interesantă și ciudată mentalitatea unora dintre noi chiar, care își doresc răscumpărarea și iertarea oferite de Hristos. Asta toată lumea își dorește.
că unii chiar ar vrea să experimenteze lucrul acesta. Însă, nu vor să audă de imitarea vieții de Sfințenie a Lui Hristos. O Evanghelie pe jumătate. Să mă ierte Dumnezeu, să beneficiez de tot ceea ce îmi aduce moartea Lui Hristos, dar să nu mă pună nimeni. B-am și inventat că nu se poate. Ne cheamă oare Dumnezeu la ceva ce nu se poate? Vrea Dumnezeu să râde de noi? Să-și bată joc de noi? Cu siguranță că nu. O astfel de gândire este dovada clară a neregenerării. De la Hristos se încoace, așa înțeleg eu din cuvânt, oamenii au două posibilități de transcriere a vieții. Astfel că pot copia, pot imita modelul lumii sau modelul lui Hristos. În timp ce modelul lumii este urât, imoral, lipsit de principii, înalte, tiparul lui Hristos este perfect. Este desăvârșit. Iisus Hristos a trăit aici pe pământ o viață perfectă. A trăit ireproșabil. Și exemplul său le dovedește că se poate trăi în Sfințenie. Mai au oameni care zic, băi, dar tu nu știi pe ce lume trăim, nu știi ce e astăzi? Adoptând ideea că cu romanii fă ca romanii. Trăiești în Europa ca și cum se trăiește în Rom. Că să-i pas coarnele lor. Nu este adevărat. Chiar nu se poate. Nu poți răzbi dacă nu ești în coarne, dacă nu... Ba da. Exemplul lui Hristos ne spune că da, se poate trăi drept într-o lume strâmbă. Da. Se poate trăi curat într-o lume murdară. Se poate trăi cu dreptate într-o lume coruptă. Păi să potrivinește în afară dacă nu aveți reumatism. Niște dauri, că așa este. Domnul să ne ajute. Amin. În calitate de copii ai Domnului, nu avem voie să luăm ca etalon de sfințenie un model mai prejos decât modelul Domnului Iisus. Nu există, fraților, nici cea mai mică șansă de schimbarea lumii. Dacă odată deveniți ai Domnului, nu ducem în mijlocul acestei lumi tiparul vieții lui Hristos, astfel încât lumea să vadă ce înseamnă viața sfântă și cum se trăiește în baza modelului absolut. Nu există nicio șansă. Hristos a spus, așa trebuie trăită viața mea de suferință. Așa trebuie trăită viața mea de sfințenie. Acum trăiți-o voi. Dacă nu suntem în stare să facem lucrul acesta, lumea nu va cunoaște niciodată cum a trăit Hristos și nici nu are nicio șansă de schimbare. Domnul să ne ajute să ne asumăm exemplul Sfinției. Amin. Și încă un lucru din versetul 23, exemplul supunerii. Spune Petru, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos a fost un hipogramos și în privința vieții de supunere. Un model de copiat, de imitat, de transcris. Venit de bună voie în lumea noastră ca singurul Fiu al lui Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl. Hristos a înțeles că trebuie să renunțe la exercitarea unor atribute divine. Acesta a fost motivul pentru care starea de umilință de pe pământ a trăit o viață de supunere exemplară. Isaia 53:7. Când a fost chinuit și a suferit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o aie mută înaintea celor ce o duc, n-a deschis gura. Alte versete. Evrei 12:3. Uitați-vă, dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Ioan 5:19. Adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. În grădina Ghețimani, din nou, când se ruga, zice, Tatăl, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
tema supunerii e la deosebire actuală în vremea lui Petru. Oare de ce? Gândiți-vă că atunci când Petru scrie aceste cuvinte, aproape jumătate, 40-45% din populația Imperiului Roman era formată din sclavi. Gândiți-vă că bisericile erau pline de astfel de oameni, membri. Am se întreba o dată ce am devenit copii a Domnului, ce să facem? Și Pavel s-a ocupat de această temă. Dar Petru le spune acestora și implicit oricărui creștin, având în vedere că orice om are relații care reclamă supunerea, că aceasta nimeni nu poate contesta, că n-ai relații care reclamă supunerea. Dacă ești însurat, este clar, nu? Dar și pentru ceilalți, care are un șef într-o parte sau în altă, mă rog. Dar aceasta, spune Petru, nu e necesară numai unde șefii sunt buni și blânzi. Gândiți-vă că vine șeful la voi într-o dimineață și zice, cum să-l cheamă voi sub alter? Să zice, nu? Dorin. Bine ai venit la... Astăzi, înainte, am uită. Eu m-am hotărât să nu vin la lucru, să vin numai 10 minute pe zi. Salariul pe plus mici, 5.000 de euro, bine? Pe săptămână. Bine, bun. Ce-ai? Da, șeful ăsta e rău, așa, nu dă la fel salariul, nu-mi place, nu. Nu, ai fi cât de cât ai fi bucuros, ai încercat chiar să zâmbești. Dar spune Petru, nu numai într-o astfel de situație, chiar și în cazul celor greu de mulțumit, zice el. Așa scrie acolo. Chiar și în cazul celor greu de mulțumit. În versetul 18. Și acolo trebuie să fii supus. Cuvântul pentru greu de mulțumit în original este un singur cuvânt. Scolios. Care înseamnă încovoiat, strâng. Deci noi avem cuvântul modern scolioză, care definește o afecțiune a spatelui. Da? Așa. Există câte un șef care are scolioză, da? Bineînțeles, din punct de vedere moral. E sucit, e încovoiat. N-are norme morale. Și spune, trebuie să fii supus. Această cerință, eu cred că ar fi cu totul absurdă și aberantă. Dacă nu ar fi existat cineva care s-ar fi conformat ei. Știți cine? Chiar cine cere lucrul acesta? Cine? Hristos. Iisus Hristos, așa se spune aici, că nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Ma, Hristos când a stat în fața lui Pilat din Pont, care era un judecător sus, lacom, corupt, oportunist, carierist și lipsit de caracter, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe Domnul Iisus să se supună. Pentru că dincolo de Pilat, Hristos știa că se supune dreptului judecător. Doamne, fer să crezi că dreptul judecător era Pilat. Era Dumnezeu Tatăl. Chiar când a fost pus în situația de a fi chinuit și batjocorit. Și de aici zice că el nu batjocorea și nu amenința. Vreau să vă spun că aceasta era practica celor de regulă răstigniți pe cruce. Oricum, șansa la viață nu mai avea. Și atunci săracii, când îi chinuia acolo că e o durere, de aici vine și cuvântul atroce, de pe cruce. Niște, nu mai pot fi asemănate cu altceva. Ei ce le făd? Ei plestineau, sudeau întâi felurile. Pe aceia care răstigneau. Și amenințau. Tu ai făcut așa, așa. Erau niște amenințări goale. Și sigur că fiecare condamnat, când nu-ți mai era nimic, blestem, nu? Tu chinești, nu te prins de urmă, stau ce nu te poate nici bate. Ce face? Îți gândește măcar rău, că nu are curajul cu voce tare. Domnul Iisus nici măcar atâta. Nu bajocorea. Nu făcea ce făceau ceilalți. Nu amenința. Hristos a ales să se supună voiei lui Dumnezeu. Pentru că supunerea înseamnă acceptarea voiei lui Dumnezeu cu convingerea că El are ultimul cuvânt. Treci printr-o situație, indiferent că e vorba de alți oameni, treci printr-o situație de viață care nu-ți convine. Îți vine să te răzvrătești. Și dacă te uiți atent la tine, pe fața ta, pe fruntea ta, e scris răzvrătit. Tu spori! Sau poți face ce a făcut Domnul Iisus. Să accepți. Cu convingerea că El, Dumnezeu, are ultimul cuvânt. Slavă Lui! Nu trece să ne astfel de situații în viață. Că zici, nu-i normal. Nu vreau să accept situația asta. Ce-ți frate Daniel, când Dumnezeu ne cere să imităm pe Hristos în actul supunerii, oare nu ne cere să ne resemnăm? Nu-i aceasta, oare, asemănătoare Islamului?
lui, că n-ai ce face, că așa ți-a scris. Și așa, asta suntem. Că el, că n-ai ce face, că asta ți-a scris. Nu e adevărat, creștinismul lui așa. Mai ales în privința, Domnului, nu ne iar, dacă trebuie să fim așa, cu situația asta, asta înseamnă oare ne cere Domnul Iisus să ne resemnăm? El vrea în urma Lui o armată de resemnați. Eu zic, nu, eu nu convine situația, dar nimic. Unde mai resemnăm? Îl urmăm pe Domnul Iisus. Fără cheie, fără... Și arată mulți, privit mai ales de aici, din față. Nu cred deloc că este resemnare. Supunerea față de voia Lui Dumnezeu nu este resemnare, frate și sorori. Este acceptare. Convingerea fermă, ancorată în cuvântul și în caracterul lui Dumnezeu, că El are un plan, un plan perfect, care mai repede sau mai târziu va fi adus la îndeplinire. E mai până și cu Sfinții din Cer. Și ei trebuie să se lupte cu asta, pentru că și ei mai întreabă, da? Cu supunerea asta. Până când? Până când? Încă puțină vreme. Încă puțină vreme. Și planul Domnului va fi dus la nebine. Ei, vorbesc acum de planul întregime, al istoriei. Dar dacă vrei cu viața ta personală, da, supunerea este atunci când spui, mă conformez voie lui Dumnezeu, cu gândul că Dumnezeu își va împlini planul Lui cu mine. Probabil niciodată lumea n-a fost atât de răzvrătită și nesupusă ca în zilele noastre. Lucrul acesta este valabil în familie, în structurile societății, la orice nivel. Probabil trebuie să-i întrebăm pe cei care sunt șefi, pe cei care sunt profesori la școală. Aud că în școală se întâmplă lucruri care, știți cum era înainte, adică la liceu. Nu aveai matricola, nu aveai cravată. Odată o săptămână eram cu cravată albă, cu cravată albastră. Cravata băieții. Fetele nu știu ce dacă trebuia să aibă. Corteluță sau ceva, nici. Și trimitea acolo. Chit că, dacă îți mai altoia câteva după ceafă sau ceva, și părinții zice, bine ai făcut că te profasă. Ai dat un copil, nu ai dat cu ce. Simt că tu ai făie să faci toate blestemățile de lumea asta. Să-i faci toată forma, să-i blestem, să-i scuit pe profesori. Răzvrătire. Cam asta este ce s-ar potrivi societății de astăzi. A nu că am învățat de la părinții lor și de lumea asta, de mai departe. În biserică este adus lucrul acesta. Oamenii acceptă tot mai greu supunerea și au învățat mai nou să conteste orice structură de autoritate. De cele mai multe ori, pentru că în ultima instanță nu vor să se supună Domnului. Știți că în generația lui Samuel, de vrem ne trebuie împărat. Mai adevărat că părinții lui nu călcau pe numele lui. E adevărat. Și Samuel începe să plângă ca proroc al Domnului. Și vine Domnul la Samuel și ce spune? Samuel, nu o fi supărat. Nu pe tine te leapă de lui. Nu cu tine au ceva oamenii aceștia. Dar cu cine? Și Dumnezeu, cu mine. De mine s-au săturat. De familie nu mai vor să-mi fie supuși. Dragii mei, actul supunerii, chiar și în situații în care se comite nedreptate asupra mea, demonstrează că atunci când îl accept, demonstrează înțelegerea suveranității lui Dumnezeu și acceptarea voii Lui în viața mea. Un episod, poate, din viața împăratului David, petrecut în vremea în care fugea din calea fiului Absalom, cel a răzvrătit. Într-o zi n-a avut de mică, s-a săturat cu mașina cu 200 de cai cât avea el, sau ceva, mă rup acolo, s-a săturat, s-a plictisea. Bă, cum ar fi, zice, să... și sfătuit greșit, să iau eu tronul la taică meu. Să punem mâna cu forța pe tron. Și scena o aflați în 2 Samuel, capitolul 16, de pe la versetul 5. Este un episod interesant. El se, și cu toți oștenii lui, David în loc să lupte, nu că nu putea. Toți vitejii erau de partea lui, dar el a gândit în felul următor. Ultimul lucru, care ar fi nevoie legatul nostru, este să ne bătem noi cu, să ne batem noi cu noi. Să ne omorâm noi cu noi. Și atunci, fuge. Și era pe la Bahurim, se spune, când Shimei, fiul lui Gera, din seminția lui Beniamin, adică, din seminția care a dat primul lege, ăsta era nemulțumit.
mulțumit. Ăsta era în opoziție. Și vei că a ajuns David în locul neamului său, Saul. Chit că Domnul a făcut lucrul acesta. Și a început să blesteme. Dea pe înălțime acolo la Baulim și blestema. Arunca cu pietre după ei. A vântura țărână. Om, fiu, om de sânge. Așa strigă. Uite, fiul tău, acum uite ceva ce vezi. Bravo, nu știu. Și sigur că toți vitejii pe lângă el. Și atunci, la un moment dat, unul dintre slujitorii lui David, Abishai, fiul țeruiei, mai mult timpul lucrat, că chiar pe el este era nervos, agitat, așa. Zice, auzi ce strigă? Nu-l auzi pe câinii ăia este mort. Ce lasă-mi să mă dă să-i tai capul. Eu dată atunci David zice, păi zice, eu fug dinaintea fiului meu. De ce nu m-ar blestema un străin? De ce n-aș accepta să mă blestem un străin? Zice, poate Dumnezeu i-a spus să mă blesteme. N-ați încercat niciodată sentimentul acesta când cineva vorbește rău despre voi. Uneori merităm, alteori nu merităm. Zice, la asta trebuie să-i fac ceva. Măcar să mă rog ca să se întâmple ceva cu el. Cumva să mă răspund. Și David zice, nu. Poate îi spune Domnul să mă blesteme. Dar dacă cei apropiați, fug de înaintea fiului meu, cum mă va blestema străinul acesta? Poate că Dumnezeu va vedea, zice. Și într-o zi va schimba blestemul. Nu l-o vorbe pe și mei. Și ăla continuă să arunce cu pietre, să zvârle țărână și să-l blesteme pe trece de lui. Și lui David nu-i pasă. Zice, zice, David, eu mă supun. Același David, în alt context, prin Psalmul 141, spune lovească-mă cel neprihănit. În partea unui neprihănit, suport lucrul acesta. Se supune. Scriptura ne învață că niciodată nu trebuie să răspundem cu răzbunare în fața răului. Din potrivă, suntem chemați să luptăm cu armele Domnului. Asta spune Pavel în Roman 12, la versetul 19 la 21. Preotiților, nu vă răzbunați singuri. Ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame, vrăjmașul tău, trebuie să mănânce. Dacă este sete, trebuie să bea, căci dacă faci astfel, prin grămădică răbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău. Și biruie răul prin bine. Amin. Credinciosul dispus să trăiască o viață de supunere față de dreptul judecător. Va imita viața de supunere a lui Hristos. Știind cu deplină convingere că va veni ziua dreptății. Iar cel care este însuși adevărul va aduce totul la lumină, făcând dreptate absolută pentru totdeauna. A venit, dragii mei, Hristos în lumea noastră pentru ca noi să putem merge în lumea Lui. Dar mai întâi, ca lucrul acesta să fie posibil, a făcut două lucruri. A murit pentru noi, spun nu în ordine cronologică, ci în ordinea importanței. Și a trăit exemplar. Ca și noi să trăim la fel. Cum ne trăim viața după acel hipogramos al lui Hristos, după acel model? Odată ce am beneficiat de iertarea Lui și am devenit copiii Săi, cum am transcris viața Domnului? Cum am copiat-o? Cum am imitat-o? Cum am transpus-o în propria noastră viață? Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și chiar să avem ocazia să ne schimbăm. De aceea venim cu aici la întâlnire. Numai să vedem.